ați proceda dacă ați avea 14 vorbitori la un panel? E complicat, nu? Ok. Deci, iată, Cosmin Tudor zice, o să dăm afară alternativ jumătate dintre ei. Da, am făcut două paneluri, am făcut o tragere internă la sorți și fiecare panel va avea 3 asigurători, 3 brokeri și o companie de IT. Primul panel, Viorel Vasile, Ștefan Prigoreanu și Antonio Babetti, vă invit pe scenă. Așa au decis sorții, așa Viorel Vasile, CEO Safety Broker, Ștefan Prigoreanu, CEO Millennium Insurance Broker, Antonio Babetti, CEO Globasic Broker. Ca și companii de asigurare, avem Costi Stratnic, vicepreședinte al directoratului OmniaSig, VIG, Călin Grigorovici, director vânzări și marketing Euroins, Radu Maneoliu, deputy general director Ergo Asigurări și un element cheie din zona de IT și de core business pentru broker, Eric Barna, fondator și membru al boardului Life It's Hard. Pentru că sunt doar 7 locuri pe scenă, întrebările în cele două paneluri sunt asemănătoare, sunt și diferite. Asta, după ce am făcut tragerea la sorți, ne-am gândit cum să procedăm, ca să nu se audă același lucru. Prima întrebare, piața a traversat o perioadă dificilă, însă clienții și păgubiții au fost, practic, cei mai afectați de efectele falimentului City Insurance. Am zis să vorbim totuși despre elefantul din cameră. Cum a decurs parteneriatul în această perioadă, de la 17 septembrie, de la dispariția City Insurance, și care sunt premisele viitoare? I-aș întreba întâi pe asigurători, Costi Stratnic, cum ai resimțit această perioadă? Au fost diferențe în colaborarea cu brokerii de asigurare? S-a întâmplat ceva deosebit? Au apărut alte manifestări? Simți niște tendințe diferite? E o întrebare destul de încăpătoare. Aș putea spune că, sigur, presiune din partea brokerilor a fost de preluarea portofoliului de la City și, cum vorbești tu de elefantul din cameră, eu nu o să mai merg în direcția de a vorbi despre cea, dar a fost o presiune foarte mare în preluarea de portofoliul de garanții. Acolo unde trebuie să recunoaștem piața de asigurări n-a reușit să vină cu o soluție mulțumitoare pentru toată lumea. Deci presiunea asta a fost, cel puțin pentru cei care aveau un portofoliu astfel de produse în trecut. Tocmai de asta, după pauză, o să avem o secțiune care este dedicată acestui tip de asigurări. Te rog. Altfel, eu cred că trecerea asta a fost naturală. Mai mult aș vedea un impact al acestei perioade în modul în care împreună broker și asigurătoră să reușim să convingem consumatorul că un astfel de incident nu o să se mai întâmple și să-l convingem pe consumator să consume în continuare produse de asigurare. Pentru că, dincolo de ce spunea Viorel, că un faliment uneori este un rău necesar pentru o curățenie, va fi o muncă destul de lungă să convingem clienții să cumpere de la toți cei rămași în industrie produse noi de asigurare. Va fi o muncă mare asta, pentru că falimentul City a fost uriaș și a impactat foarte mulți oameni. Și indiferent cât de mult o să vorbim și cât de frumos o să încercăm să ne comportăm operațional sau în plata de daune, noi asigurătorii și brokerii în vânzare, va trece o perioadă până când această rană se va vindeca. Și sper să mai am ocazia să vorbesc puțin despre subiectul ăsta mai târziu. Din punctul ăsta de vedere, și închei și eu subiectul cu City, s-a întâmplat, cum a spus Viorel Vasile, falimentul este o instituție care ajută la curățirea pieței, oricare ar fi ea. L-aș asimila cu falimentul Bancorex în sistemul bancar, pentru că și sistemul bancar a avut falimentele lui și unele răsunătoare. După aceea au trecut 3-4 ani până când sistemul bancar, la nivel de încredere, a revenit la nivelul cel puțin anterior de... Și cu asta închei subiectul City. Călin Grigorovici, cum a decurs parteneriatul cu brokerii în această perioadă?
Bună dimineața tuturor! Mulțumesc, Sergiu, pentru invitație. Felicitări pentru eveniment, pentru că toți din industrie avem nevoie de un cadru de dialog, iar tu împreună cu echipa reușești să ne pui pe toți la masă și asta este foarte important. Cu atât mai mult cu cât traversăm într-adevăr perioade dificile. Revenind la întrebarea ta, a fost esențial în parteneriatul nostru cu brokerii să ne ascultăm unii pe alții și mă bucur să-i văd pe partenerii noștri cu care atunci țineam foarte aproape și discutam. Trebuie să recunoaștem și meritul brokerilor pe care ei l-au avut fiind acolo în linia întâi, în fața clienților și știm că nu le-a fost ușor. Totodată există și această presiune pe care noi asigurătorii o avem acum pentru că dispariția unui jucător care avea o pondere extrem de mare din piață pune presiune și pe capitalul nostru, pe acționari și din nou e un aspect dificil și greu de gestionat. Se pare că într-adevăr prin acest dialog și prin a ține aproape am reușit să trecem cu bine. Practic am fost ca într-un soi de furtună în care am ținut aproape unii cu alții și am reușit să ajungem acum într-o zonă mai de liniște, de unde într-adevăr trebuie să începem să construim, să reconstruim din nou încrederea în industrie și totodată e nevoie să aducem mai mult culoare și mai mult dinamism în industria noastră. E nevoie de mai mult marketing pe care să-l facem împreună și noi, asigurătorii, dar și partenerii. În multe conversații pe care le am cu partenerii, întrebăm pe broker cum stau cu recrutarea, cum stăm la a aduce, cum spuneam și ieri în timpul conferinței, colegi din generațiile Z sau generații mai tinere, pentru că ei sunt celor cărora noi ne adresăm ca și grup țintă. Și, după cum spuneam, e nevoie de această nouă energie și să reușim să spargem un pic bula aceasta pe care noi ne-am creat-o. Sunt fețe pe care le cunoaștem și ne reîntâlnim de fiecare dată și să reușim să ajungem mai aproape de consumatori, de clienții noștri. Viorel Vasile, există, dată fiind cota de piață pe care o are Safety, în această furtună, unii au zis că e furtuna perfectă, nu știu cât de perfectă a fost, dar mare a fost, clar. Ai simțit, cum ai simțit colaborarea cu asigurătorii? Ce lucru bun s-a întâmplat la care nu te așteptai înainte de acest moment? Sincer să fiu, dacă ți-aduci aminte la conferința care am avut-o anul trecut la Mangalia, eu atunci am întrebat asigurătorii dacă sunt pregătiți de valul, și atunci încă nici nu era pronunțat falimentul lui City, dacă sunt pregătiți de valul de solicitări care va urma falimentul lui City. Toată lumea a luat la mișto întrebarea, dar au văzut în următoarele luni ce înseamnă, sau care a fost scopul întrebării mele. Volumul de business venit de la City a fost uriaș. Asigurătorii au făcut foarte greu, foarte greu față solicitărilor noastre. Am ajuns până la urmă la un numitor comun, cel puțin pe partea de garanții. În continuare este nevoie de capacitate de subscriere pentru România. Din punct de vedere al RCA, așa cum am spus și în prima intervenție, lucrurile s-au reglat în timp și cred că piața tinde să devină o piață stabilă. În continuare, cred că sunt probleme la partea de casco. City a făcut un mare rău pieței, a dus tarifele foarte jos la nivel de casco. În continuare, casco suferă și am avut foarte mulți clienți pe care i-am pierdut, pentru că dacă la City primeai o cotație de X lei, următoarea ofertă a fost de două ori față de cât plătea la City. Și atunci am pierdut clienți din acest punct de vedere, pentru că au fost și clienți care nu au avut daune. Și este greu să explici unui client cu rata daunei zero că îi dublezi prețul din cauza că asigurătorul lui a dat faliment. Deci,
am întâmpinat nenumărate probleme, unele s-au rezolvat, unele mai puțin, dar nu a fost pentru noi neapărat ceva neobișnuit, pentru că mai trecusem prin falimentul Astra și mai trecusem prin falimentul Carpatica, deci ne așteptam la ce urma să vină. Bineînțeles că nimeni nu a anticipat cât de mare este City, da? Și ce nivel de business și ce volum de business reușiseră brokerii să plaseze la City, dar eu zic că am trecut de această etapă și cred că trebuie să privim spre viitor și să vedem ce putem face de acum încolo ca să nu ne mai întâlnim cu o situație de genul ăsta. Pentru că tot e un război în apropiere de noi, ați simțit că ați luptat umăr la umăr cu asigurătorii? A fost un front comun în perioada asta? Eu nu am simțit chestia asta. Din contră, am simțit că am fost în tabere diferite. Noi eram un pic în tabără cu clientul și asigurătorul era un pic cu picioarele dinapoi și să oprească subscrierea. Asta a fost sentimentul meu. Poate mă înșel, dacă mă înșel. Dar ăsta a fost sentimentul, da? Asigurătorii au pus stop la orice fel de subscriere, de orice fel, în special partea de RCA, da? Și nu a mai vrut nimeni să subscrie nimic, da? De parcă era vina noastră că noi aveam clienți. Cam așa am simțit eu această perioadă. Deci asta este percepția din partea brokerilor, dacă doriți să comentați, sau din partea lui Viorel Vasile, ca CEO al Safety Broker. Da, este o temă interesantă asta, faptul că asigurătorii au pus un pic frână în preluarea de clienți, dar cum spunea și Viorel mai devreme, asigurătorul în primul rând caută să preia niște riscuri care să echilibreze portofoliu, iar valul acela uriaș de RCA și la un preț care nu era la momentul acela un preț care se asigură un combine ratio sub 100%, cumulat cu problemele operaționale care ar urma după ce încarci sistemul cu câteva sute de mii de clienți, cred că piața și-a făcut datoria. Au fost câteva luni, într-adevăr, grele. Acum, mie mi se pare că suntem într-un nivel mult mai bun decât finalul anului trecut. Și deja, părerea mea este că competiția o să începe să funcționeze din ce în ce mai bine pe piața asta. Am remarcat, și asta s-a discutat și ieri și astăzi, o echilibrare la nivelul companiilor de asigurare ca expunere pe RCA. Ștefan Prigoreanu și Antonio Babetti, trăim într-o țară care cea mai importantă caracteristică în zona de business este ceea care se numește impredictibilitate legislativă. Legile se schimbă relativ repede, peste noapte, relativ frecvent. Cum stăm din punct de vedere al provocărilor legislative? Știu că ești foarte studios. Știu că întotdeauna citești la literă, la virgulă, ai interpretări, te documentezi și asta este motivul întrebării. Sigur, o să te rog să-mi răspunzi cât poți de diplomatic. Ok, bun, în primul rând mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru întrebare, bună ziua tuturor. Zâmbesc pentru că, în mod normal, aș fi avut un deja vu, dar de fapt mă simt ca și cum aș sta acasă în fotoliu și mă uit la film, un film a cincea oară. Pentru că... Înseamnă că ți-a plăcut. Exact. Din 2018 până acum vorbim despre aceleași două mari probleme legislative care nu s-au rezolvat. Una este armonizarea legislației PAID și în continuare avem nevoie cu toții brokerii să facă distribuție direct pentru PAID și nu prin asigurători, așa cum se întâmplă acum. Avem nevoie de reducerea costurilor operaționale, de simplificarea procesului și de creșterea, de ce nu, de creșterea venitului din această activitate. Asta ca să devină win-win și să creștem încet, încet, cum ne dorim, gradul de penetrare a polițelor obligatorii. E a cincea oară când vorbim la FIAR despre acest subiect, este în continuare legea la Parlament, undeva într-un sertar, nu știm unde, poate ar trebui să angajăm o firmă de detectiv particular să o găsească, poate s-a pierdut. A doua problemă care tot așa persistă de 5 ani este modificarea și actualizarea legii RCA. Pentru că s-a vorbit prea mult de RCA, nu mai vreau să intru în detalii, dar este clar că la începutul anului trecut, dacă vă amintiți, după nenumărate dezbateri și discuții cu toți partenerii implicați, s-a ajuns la o formă a legii care era mulțumitoare pentru toată lumea, este și acum într-un sertar la Ministerul de Finanțe, nu știm exact unde,
Legea era bună la acel moment, cred că este perfectibilă dacă scoatem decontarea directă ca și obligație și o lăsăm altfel. Mai sunt câteva reglaje care se pot face și se poate avea o lege a RCA foarte bună. Pentru că constatăm cu toții, ASF încearcă să regleze prin norme cât de mult poate și cu toată implicarea lor și cu bunele intenții pe care le-am constatat, din păcate nu se poate rezolva doar prin legislație secundară, ceea ce este în legea primară. N-aș vorbi despre amenințările cele mai recente, despre inițiativele de, dacă vreți, de plafonare a prețului la RCA, din simplu motiv că deja am constatat cu toții, valul a trecut, legiuitorii și persoanele decidente cu înțelepciune au realizat că nu este o soluție plafonarea, ci dimpotrivă piața trebuie lăsată să regleze prin mecanisme concurențiale și s-ar părea că pe aici, pe acolo s-a și înțeles un lucru foarte important pe care aproape că mi-e rușine să vi-l spun vouă ca și specialiști, dar alții nu-l cunosc. Industria de RCA nu este despre cei care cumpără, despre asigurați, ci despre păgubiți, care trebuie să fie despăgubiți corect și la timp atunci când li se întâmplă ceva. Iar pentru că oricum, de tot deranjul și de toată supărarea nu te despăgubește nimeni. Așa că, în acest moment, pericolul încă nu a trecut de plafonarea tarifelor RCA. Așteptăm cu toții să vedem cum vor evolua prețurile. Sper ca asigurătorii colegi să manifeste înțelepciune în să spunem, tarifare, astfel încât să nu genereze o reacție extremă din partea mediului politic. Deci, practic, zici că legislația asta nu e pentru protecția făptuitorului, ci pentru neplăcerea celui care trebuie despăgubit. Sigur, ca asigurat ar plăcea să fie cât mai ieftin, nu? Poate chiar gratis, dar ca păgubit îmi doresc să fie despăgubit corect și la timp. Nu cred că pe asigurat trebuie să-l protejăm, ci exact cum ai spus tu, pe cel care suferă dauna. Tony Babetti, odată cu microfonul, ai primit o baghetă magică. Dacă ar fi să schimb ceva în legislație, o lege, un pachet de lege, care ar fi prima asupra căreia te-ai îndrepta? Ceva ce ar schimba în esență piața, colaborarea cu asigurătorii, cu brokerii, cu clienții, cu păgubiții. Da, interesantă provocare. Salutare tuturor. Până să-ți răspund la întrebare, voiam să punctez vis-a-vis de ce a spus și Ștefan. Și aici o mică mențiune, cum fac eu tot timpul să vorbesc după tine. Se pare că nu scăpăm unul de altul. Da, ai văzut cum a procedat? Pur și simplu au luat primul microfon. Nu e nicio problemă. A schimbat foarte multe lucruri, dar o să las specialiștii și mai ales pe cei mai studioși să vină cu aceste soluții. Ce pot eu să spun este că îmi doresc foarte mult să existe consultări de fiecare dată când se iau aceste decizii, când se propun schimbări legislative, pentru că acea impredictibilitate de care aminteai are efecte atât în, chiar dacă ele sunt în zona legislativă, au efecte și în zona de business, pentru că cu toți cei puțin, cel puțin zona de brokeraj de aici, cu toții suntem CEO și vrem să avem acea predictibilitate pentru a putea construi. Fiecare dintre noi trebuie să venim cu soluții. Se mai aude? Da. Fiecare dintre noi trebuie să venim cu soluții și dacă nu aveam acea predictibilitate, este foarte, foarte greu să le găsim. Ce pot eu să mai spun este că, legat tot de ce vorbeam trecut cu Ștefan, este că nu vom avea niciodată liniște în zona de reglementări, pentru că provocările există, lucrurile se schimbă, iar evoluția, plecând de la cea tehnologică până la cea de percepție, ne obligă sau oarecum ne creează aceste provocări și, evident, ele trebuie reglementate. Pe relația cu asigurătorii ce ai schimbat? În bine, evident. Tot cu bagheta magică, tot... Aș vrea o mai mare deschidere și o mai mare flexibilitate din partea lor și nu doar la nivel declarativ. Totdeauna se arată un apetit foarte mare pentru zona de asigurări facultative. Tot vorbim de acest lucru, dar nu o simt întotdeauna, da, pusă în practică. Bagheta magică trece la asigurători, Costi Stratnic. Radu, văd că ai pus mâna pe microfon, te rog. Bună ziua tuturor!
Cred că este normal să fie o deschidere pentru polițele facultative. Este absolut normal și voi reveni la întrebarea precedentă. Ceea ce am apreciat eu cu ocazia acestui eveniment nefericit pentru piață este schimbarea de abordare, deoarece prima reacție, poate naturală, a fost de încercare de plasare a portofoliilor aferente asigurărilor facultative. Din fericire, ușor, ușor s-a trecut la căutarea celor mai bune soluții pe măsură ce polițele expirau, polițele facultative. Și cred că așa este normal. A fost primul eveniment de acest gen după ce cu toții am exersat acest nou cadru legislativ care reprezintă o normalizare, de altfel, din punctul meu de vedere. Ce ai schimba, având bagheta magică de care îți spuneam, ce ai schimba în relația cu brokerii? Deci tu spui așa că partea asta de asigurări facultative. Tony Babetti spunea că există loc de mai multă flexibilitate. Uite, vezi, am tradus-o în termeni pozitivi. Ați putea să fiți mai flexibili în raport și dacă da, în ce zonă? Aș acorda partea covârșitoare de comisiuni pentru consultanță, pentru consultanță dovedită, pentru că fiind implicat în mod direct și în partea de lichidare a daunelor, aproape invariabil întâlnesc cazuri destul de neplăcute din perspectiva aceasta. Desigur, există o îmbunătățire față de trecut, în sensul în care acum clienții, asigurații, măcar primesc condițiile de asigurare, notele informative, dar cred că asta este deocamdată principala schimbare. Poate că ar trebui, nu neapărat cu o baghetă magică, poate ar trebui să vedem o documentare a consultanței acordate. Pentru că, din punctul meu de vedere, acesta este rolul principal al intermediarului. Și mulți dintre ei își fac bine treaba, evident. Nu există dubii din perspectiva aceasta, dar în cazul celor cu rețele foarte mari, există încă un gen de activitate repede înainte. Și ați încercat să lăsați comisionul așa cum e și să plătiți un extra comision pe consultanță? Sau vreți să rămâneți în aceiași termeni și procentul care se dă pentru intermediere să-l împărțiți consultanță și intermediere propriu-zisă? Cum am putea să plătim extra comision pe consultanță? Este un pic... Ok, deci nu știți încă cum. Ba da, este a doua variantă pe care ai spus-o și aceea este normală. Extra comision pentru consultanță pare un pic... Pare un pic stimulativ. Da, pare un pic stimulativ pentru a-ți face treaba. Este un pic cam mult conceptual vorbind. Există două căi de a face oamenii să facă lucruri, prin coerciție și prin premiere. Și asta ar fi fost varianta pozitivă, asta un extra comision. Varianta cealaltă presupune mai multă muncă pentru aceiași bani. Dar îți dau dreptate că accentul trebuie pus pe consultanță și această consultanță vine în mod deosebit în zona asigurărilor facultative, așa cum spuneam. Nici asigurarea de locuință nu e asigurare simplă și se face vânzare consultativă, la cea de sănătate cu atât mai mult, la cea de viață și mai mult. Și așa mai departe. Călin Grigorovici, se vorbește mult, și noi am vorbit mult, despre necesitatea de a diversifica portofoliul de asigurări, de a ieși din zona asta, din zodia auto. Și am văzut eforturi foarte mari pe care voi le-ați făcut în acest sens. E un domeniu în care furnizorii și distribuitorii de asigurări ar fi bine să coopereze. Cum vedeți această cooperare? Cooperarea a început deja.
în sensul în care, spre exemplu, raportat la, la anul trecut, în perioada aceasta, vânzările noastre pe, pe non-RCA, pe facultative, au crescut mai mult decât de două ori. Deci e clar că suntem pe drumul cel bun și l-am început. Și cred că fiecare dintre cei doi parteneri are un rol important. Și noi, ca asigurător, avem nevoie să simplificăm produsele, să simplificăm limbajul, să facem într-adevăr lucrurile operaționale și cât mai simple pentru partenerii noștri. Iar în același timp, cred în rolul esențial al, al brokerilor de a construi forțe de, de vânzări capabile să, să ducă această consultanță. Poate că am ajuns la nivelul pieței în care e bine să avem linii diferite de, de distribuție pentru, sau specialiști pe, pe clase, de, pe linii de business, pentru că cred că e destul de greu să, să scoatem o mare parte din, din forța de vânzări care este obișnuită cu, cu RCA. E acolo zona de confort și se trăiește din asta. Și atunci, practic, e nevoie de crearea unei noi distribuții care să ducă la această diversificare de care avem cu toții nevoie. Ieri ne uitam la faptul că rata combinată la nivel de industrie pe 2021 este de 161%, iar e evident că una dintre, dintre soluții este această diversificare. Ce părere ai despre extracomisiunul pe consultanță despre care vorbeam mai înainte? Aceeași întrebare și pentru Costi Stratnic. Practic, în, în, în relația de distribuție, clientul are nevoie de, de consultanță din partea agentului lui ca să ofere produsele cele mai potrivite pentru nevoile pe care le are. Putem să botezăm acest venit al, al agentului în diverse moduri, de la bonus, comision, extra comision. Dar, practic, acesta este rodul muncii lui, indiferent de formula în care îl, sau, sau cum îl numim. Deci ceea ce ar conta ar fi totalul pe care... Practic, da. Și valoarea adăugată, valoarea pe, care adăugată pe care o aduce clientului în această Costi? Consultanță. Eu, cu permisiunea ta, m-aș întoarce puțin la subiectul de mai înainte, și anume la polițele facultative. Te rog. Și polițe facultative în zona de SME și retail, cu care... toți de la panelul acesta ne, ne confruntăm. Cred că produse sunt și vor fi din ce în ce mai multe și lumea asta digitală va face ca vânzarea în zona asta să fie din ce în ce mai facilă. Problema mare cu care ne confruntăm noi și căreia sper să găsim împreună o soluție este să încurajăm consumul, să încurajăm daunele. Pentru că cea mai mare problemă pe care o întâmpinăm noi în zona de polițe facultative non-motor, retail și SME, este lipsa consumului, lipsa interacțiunii clientului cu tine după ce ai vândut o poliță, moment în care el să simtă că necesitatea achiziției acelei polițe a fost verificată și data viitoare să încurajeze și pe altcineva să facă acest lucru. Și asta este o problemă de cultură a țării noastre cu care trebuie să, despre care noi trebuie să vorbim și împreună prin programe de educație și prin încurajarea unor plăți rapide de despăgubiri, să facem oamenii să înțeleagă că dacă ai lovit pe cineva pe trecerea de pieton, pe trotinetă, poți să-l despăgubești foarte facil. Dacă ai inundat un vecin, trebuie să-l despăgubești foarte facil și așa mai departe. Cred că asta este o zonă și, de fapt, singura zonă care poate să ducă la creșterea reală. Pentru că o creștere prin presiune în vânzare va exista. Fie prin bank assurance, fie prin canalele de distribuție tradiționale. Vor crește vânzările, dar dacă noi nu vom crește numărul de daune pe care le plătim și le plătim rapid și astfel încât să clientul să interacționeze și cu brokerul și cu asigurătorul mai des după ce ai vândut un produs facultativ pe zona asta, nu o să avem mari șanse să creștem aici foarte mult și suntem departe de țările, chiar și vecine nouă. Ca să-ți răspund și la întrebarea cu consultanță, mi-aduc aminte nu de mult în urmă când era comisionul la RCA 27, parcă, plus bonus. Ăla era bonus de consultanță. Nu știu că n-am vândut RCA niciodată. Da. Deci eu cred că brokerii din România, și asta este un lucru pe care îl admir la ei, marea majoritate a lor au reușit să încaseze comisioane
decente, ca să nu pun altceva în față, din zona de RCA, mulți ani la rând. Și de ce spun că îi admir? Pentru că marea majoritate a lor au investit bine acești bani. Vedem niște rețele foarte, foarte solide, vedem centre de excelență în interiorul marilor brokeri în ceea ce privește business-ul corporate, business de sănătate, life. Și eu cred că momentul acesta nu mai este un moment în care să vorbim de un procent de comision. Cred că asta este o reglare naturală a pieței, fiecare jucător își face politica. Eu cred că volumul în valoarea absolută a comisiunii este mai important. Și anume cu câte multe produse de asigurare ai vândut unui client, câtă prima ai încasat și nu neapărat că ai luat 12% sau 14% procent. Constat că alături de tine se află trei brokeri care toți trei au această echilibrare a portofoliului în strategiile de business. Viorel Vasile, cum? Stai puțin că nu mai așa e echilibrat, că acum după ce a venit valul ăsta de RCA s-a dezechilibrat din nou. Parcă nu mai vorbeam de elefant. Deci cum echilibrăm portofoliul? Ce strategii ți-ai propus? Noi avem de vreo 2 ani de zile derulăm o campanie, să spunem, sau avem un focus pe partea de asigurări de viață și de sănătate. Avem niște parteneriate cu câțiva asigurători și cred că până la urmă asta este soluția, să încercăm să trăinuim forța de vânzări pe care o avem, să vândă și alte produse. Nu este un lucru ușor, am început să avem totuși rezultate și cred că până la urmă e rolul nostru să oferim clientului, consumatorului exact ce are nevoie, ce simțim că are nevoie. Dar nu putem să facem treaba asta fără a avea o forță de vânzări trăinuită. Deci cred că cu nivelul de comision pe care îl avem acum, putem să facem treaba asta, putem să încercăm să trecem la nivelul următor, să dezvoltăm practic rețeaua pe care am construit-o în ultimii 15-20 de ani fiecare. Recent la Predeal, Tony Babetti, în fața unui public format din partenerii din asigurări și propria echipă, a vorbit despre acest portofoliu și echilibrarea lui, care face parte din strategia de acțiune a companiei. La voi, cum se întâmplă lucrurile și ce proiecte ai pentru perioada următoare? Dacă poți să ne spui câteva dintre ele. La noi, focusul sau ținta principală a fost, atunci când am început acest business, să urmărim de facultative. Odată cu evoluția noastră, cu creșterea noastră, din păcate, ne-am dus către o pondere destul de importantă a RCA-ului. Dar înainte să-ți răspund, vreau să lui Călin să fac o completare la ceea ce a spus Călin. Ne-ai recomandat să avem oarecum o splituire sau o segmentare a partenerilor noștri pe diverse zone de asigurări. Cred că asta trebuie să înceapă în primul rând și de la voi, să aveți specialiști pe fiecare zonă de asigurări. Pentru că direct în relația cu voi întâmpinăm ceva greutăți cu aceste asigurări. Legat de ce a spus Costi, că trebuie să mă raportez un pic și la ce a spus Costi, apropo de schimbarea acestei ponderi, da, odată cu momentul acestui faliment, pentru mulți s-a schimbat, dar totuși valoarea efectivă a primelor a crescut. Revenind la soluțiile identificate de noi și la ce ne dorim pentru anii următori, evident ca toți ceilalți brokeri ne dorim o echilibrare a portofoliului, dar cred eu că aici este nevoie să ne provocăm cu toții și să ieșim puțin din zona de confort, pentru că știm foarte bine că avem rețele nu așa tinere și pentru ei o reală provocare în acest moment să facă aceste schimbări oarecum bruște sau oarecum provocate de ceea ce se întâmplă. Rămân la aceeași idee că pe lângă liniile identificate de toți și strategiile pe care ni le-am stabilit, este nevoie în continuare să apelăm și să încercăm să ducem parte din resurse către atragerea tinerilor și să nu fie doar un slogan. Să creăm un moment, să zic puțin mai destins, în sală, la Predeal. Era un domn care era în spate, în ultimul rând, dacă poți să ne spui ce vârstă avea. 76 și este fondatorul Globasec. Ok. Și încă este o persoană activă. În același timp am văzut și persoane foarte tinere. Știu că ai programul acela Begin with Globasec, Start și
Și alocăm resurse foarte importante în mod constant, în mod constant, cu tenacitate. Cu o tenacitate pe care unii colegi o înțeleg, alții nu. Ești sub vizorul nostru, Eric Barna. De multe ori tehnologia, spunea ieri, se mișcă mai repede decât cadrul legislativ. Eu cred că întotdeauna tehnologia se mișcă mai repede decât cadrul legislativ. Vorbeai de implementarea unor soluții care ar ajuta fluidizarea unor procese, la scurtarea timpului de răspuns la solicitările clienților. Spuneai, clientul, dacă își face cont la Netflix în 5 minute, asta vrea și de la, și de la asigurări. Ce putem să spunem despre piața de asigurări din România? Vezi un loc în care s-ar putea produce o îmbunătățire? Da, așa, bună dimineața. Așa cum spuneam și în panelurile de ieri, tehnologia poate ajuta, dar nu este un panaceu universal. Tehnologia, la rândul ei, trebuie să fie ajutată de cadrul legislativ, care, în momentul de față, cel puțin pe zona de asigurări în România, este cumva în urmă, deci nu este adus la zi. Aici pot să dau câteva exemple și vorbesc atât de cadrul legislativ românesc, cât și de cel european, în speță prin IDD, care la rândul său a rămas un pic în urmă, din perspectiva proceselor care, de digitalizare care s-au întâmplat în ultimii ani, ca urmare a COVID-ului. Ca și exemplu, aici ar fi vorba despre constatul amiabil electronic, care de 2 ani de zile, cel puțin, din câte știu eu, polița RCA este recunoscută dacă se prezintă într-o formă electronică, dar ca și consumator nu am posibilitatea să închei polița în formă. Dacă eu ca legiuitor aș spune de mâine că e ok să fie electronic și constatul amiabil, tehnologic e posibil? Absolut, absolut. Sunt multe soluții deja în piață pregătite și gata să ofere aceste soluții. Apoi, din perspectiva IDD-ului, am spus, există prevederi care lasă loc de interpretare și îngreunează procesul din perspectivă digitală. Deci aici e paranteza de ce ține de cadrul legislativ vis-a-vis de tehnologie. Iar ca și alte aspecte care pot să ajute tehnologia, mai ales în piața din România, ne referim la faptul că, așa cum spunea și Costi Stratnic, ca să putem să vindem și alte produse, nu cred neapărat că trebuie crescută rata daunalității sau daunalitatea, ci mai degrabă să educăm, să conștientizăm consumatorul asupra faptului că are soluții să-și asigure niște riscuri sau să-și acopere niște riscuri. Să fim mai puțin tehnici atunci când discutăm cu consumatorul și să-i oferim un cadru de informare pe nivelul sau pe limbajul său cu mult mai puțină informație. Că virgulă, culmea, informația uneori poate să chiar încurce. Da? Am făcut un sondaj atât în firmă cât și în rândul cunoscuților, prietenilor, vis-a-vis de câți au o explicație sau câți înțeleg ce înseamnă răspundere civilă și la ce ajută. Credeți-mă că foarte puțini au știut să răspundă. Idem și la faptul că foarte mulți nu citesc condițiile sau termenii de asigurare, care sunt acoperirile și care sunt excluderile. În cel mai bun caz se uită la PID. În cel mai bun caz. Și atunci... Și nici măcar nu-i poți forța să facă asta. Tehnologia poate ajuta, dar trebuie cu toții să lucrăm, și cadrul legislativ, și forța de vânzări, să mergem într-o formă consultativă ca să putem crește acoperirile sau vânzarea de câte ori ai citit condițiile în momentul în care sistemul de operare al telefonului ți-a spus... Scroll down, accept și accept? Next. Ok, da. Ok. Dacă facem așa ceva la asigurări, cred că se apare așa un scandal mediatic, că asigurătorii vor să acopere... Da, probabil că e o soluție de accelerare. Sunt și alte soluții. Sunt soluții în a merge consultativ către clienți. Asigurările online ocupă o pondere foarte mică în piața românească de asigurări. Ce putem face să le accelerăm? Așa cum am spus, o conștientizare a nevoilor, în primul rând, a consumatorului.
În al doilea rând, nu cred că trebuie să ne oprim numai asupra online-ului. O abordare omnichannel e, cred că, cea mai potrivită în momentul de față. De ce? Pentru că avem segmente diferite de consumatori cu competențe digitale diferite. În Europa Centrală și de Est, din păcate, gradul de alfabetizare digitală a consumatorului final este destul de redus și este o barieră în adoptarea soluțiilor tehnologice. Prin urmare, acesta este unul dintre răspunsurile pentru care în România gradul de vânzare în online este destul de redus, deși în ultimii ani procentul a crescut undeva cu 1%, suntem, din câte știu, undeva la 2% pe vânzările de online. Efortul în ultima vreme, atât a brokerilor și a asiguratorilor, a fost foarte consistent în zona foarte, aceasta. Suntem foarte departe de Netflix și... Suntem departe, dar e bine că facem pași către direcția aceasta și că învățăm cu toții ce ar fi mai potrivit pentru online. Ce se potrivește într-o țară, nu se potrivește în România. Ce se potrivește pentru un segment de consumatori, nu se potrivește pentru celălalt. Am apreciat exprimarea, ai spus alfabetizare financiară. Am făcut recent la Canal 33, în fiecare săptămână am o emisiune, se numește Zodia Asigurărilor. Și titlul ultimei emisiuni, cea de săptămâna trecută, este Deliciile, cu ghilimelele de rigoare, analfabetismului financiar. Pierdem foarte mult, noi românii, din această lipsă de informație. Ștefan Prigoreanu, ce facem cu asigurările online? Mă rog, mai avem un minut, nu știu cât de rapid poți să fii. Glumesc. Pentru Netflix nu există NDD, adică Netflix Distribution Directive, așa că e mai simplu pentru ei. Pentru noi există, dacă vreți, un big gap între nevoia clienților de simplitate și ușurință în accesarea unor soluții dorite, pe de o parte, și de altă parte restricțiile legale date de informarea prealabilă și de documentarea întregului proces de interacțiune cu clientul. Știți, lucrurile astea nu e nimic nou. Cred că partea de digitalizare ne poate ajuta mai mult în documentarea procesului cu clientul, pentru că în continuare factorul uman va fi decisiv. Este clar că și atunci când vor apărea comparatoare, așa cum avem la RCA, comparatoare de prețuri pentru casco, pentru property, clientul se va uita la preț, dar tot brokerului va revine sarcina dificilă de a explica exact care sunt diferențele între produse, care produs se potrivește mai mult sau nu, și de a face acea adecvare de care vorbește cu adevărat directiva. Însă, dacă îmi permiți încă un minut, vis-a-vis de ce ar trebui făcut, cred că accentul trebuie pus în continuare pe pregătire profesională. Pentru că pregătirea profesională a distribuitorilor și, pe de-o parte, și educația financiară a clienților sunt în oglindă. Sunt precum o stalactită și o stalagmită dintr-o peșteră pe care probabil ați vizitat-o cu toții, așa frumoasă, și așa cum picură dintr-o stalactită cunoaștere, informație, consultanță și se formează încet, încet educația financiară a clientului, e un proces de durată. Durează până se formează o coloană și lucrul ăsta este stabil și sănătos. Durează foarte mult. Va mai dura. Mulțumesc frumos, a fost doar un minut de depășire. Te-am pus într-o situație ingrată, de fapt au fost doar 43 de secunde. Glumesc, haideți să schimbăm garnitura, o să rog pe Eric Barna să rămână, vă invit la locurile dumneavoastră. Pornim de la întrebarea pe care am pus-o puțin mai înainte. Diversificarea portofoliului. E un domeniu în care furnizorii și distribuitorii e bine să coopereze. Marius Laso, cum vezi acest lucru? E pornit? Începeți să vorbiți? Toate sunt pornite. Bună ziua tuturor! Mă bucur că avem încă un prilej să ne vedem. Întrebarea, cum să zic, dă și răspunsul. Diversificarea portofoliului nu se poate face decât împreună. Brokerii împreună cu asigurătorii. Noi facem asta de foarte mulți ani, nu de acum, de ani de zile.
Aveți o divizie foarte puternică, pe, sau cel puțin asta este opinia mea după ce am văzut evenimentele voastre, pe viață și pe sănătate. Deci a fost o preocupare constantă în, în direcția asta. Da, așa este. De la, încă de la înființarea companiei, nu eram eu în destine. Asta a fost politica de la început. Investim în zona asta de, de viață, odată prin pregătirea oamenilor, colegilor noștri, prin provocarea lor, prin concursuri. Asta o facem și împreună cu asigurătorii. Succesele se văd, dar nu așa cum am vrea noi. În continuare vrem să diversificăm acest portofoliu și chiar suntem inițiatorii, să zicem, dezvoltării unor produse cu mai mulți asigurători din piață. Și avem idei în, în zona asta. La Grave, diversificarea portofoliului s-a făcut invers decât la toată piața. Ați intrat pe asigurări de viață, v-ați uitat către asigurări de sănătate, către asigurări generale și la un moment dat ați decis că este momentul să vindeți RCA. Nu știu dacă a fost cel mai bun moment. Hai să tratăm puțin această diversificare a portofoliului. Cât de echilibrați vă simțiți în momentul de față? Bună ziua tuturor! Da, în momentul de față suntem ușor dezechilibrați din cauza falimentului City. Însă, cum am făcut-o odată, putem să o facem și de mai multe ori, luptăm împreună cu brokerii pentru această diversificare. Colaborarea cu brokerii există, este o necesitate și toți știm că este o necesitate, drept pentru care ne provocăm în fiecare zi reciproc. Am remarcat în ultimul timp un interes din ce în ce mai mare al brokerilor pentru asigurări de viață, ceea ce este absolut îmbucurător, mai ales pentru Grave. Și cred că această colaborare în direcția diversificării portofoliului face practic parte din procesul de educare al pieței. Când intri în sediu campion broker, primul lucru, deși am considerat multă vreme că voi sunteți un broker de asigurări generale, am constatat cât accent puneți pe asigurările de viață. Ce s-a întâmplat în strategia voastră în ultimii ani? Tot despre echilibrarea portofoliului vorbim. Bună ziua tuturor! Despre echilibru, este vorba despre echilibru în tot ceea ce facem. Trebuie să existe un life balance atât în viața profesională cât și în viața personală. Ca să-ți răspund la întrebare, întotdeauna am fost într-un echilibru, dar a trebuit ca de la început să ne orientăm acolo unde lucrurile s-au întâmplat mai ușor. Dar lângă acest ușor, întotdeauna am fost specificii vânzărilor de life, pentru că eu sunt și am fost și sunt un vânzător de life sau un om care își dorește foarte mult să dezvolte această linie de business. De când mă cunosc, asta am făcut și a fost în direcția mea strategică ca și owner în Campion Broker. Dincolo de partea aceasta de life, trebuie să existe un echilibru în tot portofoliul pe care îl avem și acest lucru se poate face doar dacă avem clare, fiecare dintre noi, brokerii prezenți astăzi aici la FIAR sau cei care nu sunt din diferite motive prezenți, avem în atenție nivelul de educație și de pregătire pe care trebuie să-l aibă fiecare component al echipelor pe care noi le avem. Și acest lucru se face cu mult efort, din multe considerente, de timp, financiare și așa mai departe. Acest efort trebuie să fie unul comun cu asigurătorii, cu Institutul de Studii Financiare și cu autoritatea. Mai mult decât atât, brokerii în această arie trebuie să facă cunoscută activitatea pe care o au în interiorul lor, în interiorul fiecărei companii.
cunoscut atât autorității cât și institutului, deoarece cred că noi nu exprimăm foarte bine eforturile pe care le facem fiecare dintre noi în dezvoltarea și în educarea pieței de asigurări. Mă refer la consumator în special. Aici s-ar putea să fie, să zic, un merit cu ghilimele dublu al vostru, că n-ați comunicat foarte mult despre acest lucru, sau cel puțin nu ne-ați comunicat nouă, și al nostru, că nu ne-a dat prin cap să vă întrebăm de lucrul ăsta și să-l publicăm. Chiar mă gândesc la un ciclu de materiale în acest sens, să mediatizăm ceea ce fac brokerii pentru pregătirea propriilor lor oameni. Sigur, e nevoie aici foarte mult și de sprijinul asigurătorilor, pentru că, financiar vorbind, cel mai scump lucru din lume este educația. Acest lucru îl știu asigurătorii, pentru că în colaborare cu ei, noi avem programe de dezvoltare în zona profesională, dar și în zona de dezvoltare personală. Și numai anul trecut am avut 32 de sesiuni în mediul online, desfășurate cu asigurătorii. Anul acesta deja avem 14 sesiuni derulate, atât în zona de vânzări, cât și în zona de dezvoltare managerială. Deci, asigurătorii în acest sens cunosc probabil fiecărui, activitatea fiecărui broker în parte în această zonă de educație. Important este ceea ce ducem către client după aceea. Cerasela Chiriac, cum echilibrezi portofoliu? Parcă eu te asigur, este domeniul nostru. E domeniul vostru. Două întrebări. Cum echilibrați portofoliu, cum v-ați propus să echilibrați portofoliu, adică să reduceți ponderea RCA, și ce faceți pentru pregătirea profesională a partenerilor? Da, mulțumesc pentru invitație și pentru întrebare, Sergio. Aș spune ceea ce funcționează la noi în companie, și anume faptul că am început încă din septembrie 2019 să folosim săptămânal ceea ce noi numim generic Zoom, adică întâlniri cu forța noastră de vânzare pe diverse subiecte. În același timp aș vrea să fac o mărturisire, și anume că ne-a luat aproape trei ani, ca să găsim o formulă câștigătoare. Adică am început în septembrie 2019 și am încercat diverse variante, ore diferite, lectori diferiți, produse diferite, teme diferite, diverse formule, diverse sisteme. Cert este că după aproape 3 ani de încercări, putem să spunem acum că în fiecare zi de luni, de la ora 16, ne întâlnim cu oamenii noștri pe tema unui produs, unde avem 15 minute o prezentare, deși mult spus prezentare, punctăm câteva beneficii a produsului, după care mergem în întrebări, aproximativ încă 45 de minute. Asta înseamnă că într-o oră reușim să stârnim cel puțin curiozitatea oamenilor noștri pentru acel produs acelui asigurător. Marți de la ora 10 repetăm același lucru, pentru că sunt colegi care mai degrabă după amiază au disponibilitate pentru a reuși să acumuleze informații, iar alții de dimineață au un timp optim pentru a acumula cunoștințe. Și credem că în ceea ce numim generic procesul de formare, da, am reușit sau am început din nou întâlnirile în sală, nu întâmplător pe tema asigurărilor de viață și sănătate, am avut chiar la Oradea nou nostrul sediu o primă desțelenire, adică o primă întâlnire din nou la sală după perioada pandemică și ne bucurăm faptul că am avut asigurătorii alături de noi, a fost un curs de 3 zile, în care am avut invitații asigurători și cu care împreună am pornit o nouă echipă în această zonă de pregătire profesională. Ce ar mai fi de spus pe zona de dezvoltare și de echilibrare a portofoliului este faptul că noi credem foarte mult într-o comunicare adecvată pe înțelesul sau foarte atractivă sau care de ce nu să implice distracție ca să atragem oamenii noștri spre ceea ce numim generic facultative. Și din nou o să dau un exemplu. La noi în companie, tradițional, de câțiva ani, alegem un produs pe care în principal îl aducem în atenția clienților noștri. În acest an, acest produs este produsul casco. Și atunci ne-am gândit foarte mult cum putem să comunicăm asta oamenilor noștri într-un mod distractiv și în același timp foarte clar.
este anul Cascon Interbroker. Și atunci ne-am tot gândit și în final am mers pe următoarea formulă. Am zis așa, pentru cei care promovează pentru 6 luni de zile acest produs și obține următoarele rezultate, din care 50% discutăm de clienții noi, adică ne interesează să creștem clar portofoliul și să le echilibrăm, împreună ne vom bucura de experiența Hungario-Ring, care este cursa de Formula 1 a Ungariei. Și să știți că foarte mulți colegi au fost atrași de această idee de a petrece o zi împreună cu echipa, avea o experiență inedită și în felul acesta ideea de casco s-a înrădăcinat și prinde, are succes, funcționează. Multe aș mai putea să spun. Ai spus elementul esențial, Formula 1. Îmi dau seama de efect, nu știu dacă asupra doamnelor, care nu știu cât suportă zgomotul motoarelor, dar să fiu în rețeaua voastră, casco legat de Hungaroring, cursă de Formula 1, este o soluție foarte, foarte interesantă, motivantă, clienți noi. Mă bucur că ai dezvăluit lucrul ăsta. Partenerii noștri știu, asigurătorii și forța de vânzare nu este neapărat o dezvăluire. Cert este că noi punem mare deci anul preț pe dacă experiențe. Dacă merg la Hungaroring, acolo. O să vă găsesc acolo. Și, apropo de doamne, trebuie să spun că dincolo de pasionații sau de ceea ce înseamnă pentru pasionații de curse, cred că o cursă de Formula 1 este în sine o experiență chiar și pentru o doamnă. Adică poate odată în viață merită să vezi ce îi atrage pe basele acelea de oameni. Doamnele acolo foarte performante pe casco au vreo alternativă la... Da, avem, pentru că de fapt noi vom pleca din Oradea cu un autocar, pot să viziteze împreună cu un ghid Budapesta, care nu vor fi interesate. Dar noi sperăm că marea majoritate vor dori să fie prezente acolo. Măcar la cursa de duminică, da. Asta și cred că este ca și la un meci de fotbal. Eu nu sunt amatoare de sport, dar m-aș duce odată la un mare meci pe un stadion internațional pentru atmosferă. Cred că avem câțiva specialiști în sală. Hai că am destins un pic lucrurile. Pe Alina Bărbulescu o știți din activitatea pe care o derulează la UNSAR, alții din activitatea pe care a avut-o înainte de a fi la UNSAR. Pandemia a adus foarte multe schimbări, atât în modul de operare al furnizorilor de asigurări, cât și în necesitățile și așteptările asiguraților. Nu o spun eu, o spun statisticile și toate studiile care au fost făcute. Putem vorbi de o remodelare a business-ului de asigurări în momentul actual și în momentele următoare și dacă da, cum afectează asta relația asigurători-brokeri? Acum ești exponenta unui număr de 20 de companii care fac parte din UNSAR, da? Mulțumesc, Sergiu, pentru provocare. Bună ziua, în primul rând, tuturor și felicitări organizatorilor pentru această nouă ediție a FIAR. Referitor la întrebarea ta, Sergiu, cu toții știm că pandemia a adus foarte multe schimbări în viețile noastre și cumva nu mai este o noutate acest lucru. Dar cred că prin schimbare putem evolua. Dacă nu vin schimbările, chiar nu vine nici evoluția. Iar ca și exemplu, ca urmare a pandemiei, am devenit mai interesați de a identifica o soluție de protecție financiară. Și aici vorbesc de asigurări. Și nu o spun eu, ci o spun studiile pe care le realizăm la nivelul UNSAR. Iar ca și exemplu, avem ca urmare a pandemiei un interes crescut față de anumite forme de asigurări. Și aici pot menționa, de exemplu, s-ar distrat conform ultimului, celui mai nou, de fapt, studiu social pe care l-am realizat la nivelul UNSAR, faptul că românii sunt mai interesați față de asigurările de sănătate. 42% au spus că sunt mai interesați de această formă de asigurare. Urmând asigurările de locuință, cu 37%, asigurările pentru riscuri cibernetice, 30%, și, de altfel, și asigurările de viață. Probabil foarte mulți vă spune că, da, sunt doar percepții și că nu ne ajută. Nu ne ajută, dar consider că este un punct de plecare cu un, cum să spun, cu un impact foarte important și foarte mare asupra proceselor de diversificare a portofoliilor de asigurări pe care ni le dorim cu toții. Și cumva ne-am și asumat acest obiectiv de a ne diversifica portofoliul de asigurări.
Cum spuneam, aproape 3 din 10 români sunt interesați de aceste asigurări pentru riscurile cibernetice. Ei bine, aceste riscuri sunt foarte prezente în viețile noastre în ultima perioadă și nu o spunem doar noi, o spun și specialiștii și mai ales ascultând interviurile pe care le acordă diversi specialiști din domeniile de specialitate informatică, chiar spun că dacă ne raportăm la anul 2021, vorbim de 400 de atacuri cibernetice pe minut. În schimb, dacă ne raportăm la 2022, prima parte a anului 2022, deja vedem o creștere enormă și vorbim de 550 de atacuri cibernetice pe minut. Deci cumva românii devin mai conștienți de faptul că sunt expuși acestor riscuri și sunt interesați să găsească o soluție pentru a se acoperi împotriva acestor riscuri, care cumva generează atât pierderi de date și, de ce nu, risc reputațional. Pentru că aceste pierderi de date pot fi cauzate atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice, companiilor. Dacă mă gândesc numai la numărul de mail-uri pe care le primesc, în care mi se spune că mi s-a blocat contul bancar la niște bănci pe care nu le folosesc, cea mai bună asigurare este să dai un dublu click pe adresa de pe care ți-a venit, așa, care de obicei e Banca Transilvania sau ING sau, și o să vedeți în spate că este o adresă de o formă ciudată. Ștergeți repede mail-ul cu pricina. În afară de cyber, ce ar mai fi? Am menționat asigurările de locuit. Mai am o întrebare la care te gândești în timp ce vorbești. Ai zis așa, 3 din 10 ar fi interesat să cumpere cyber. Următorul studiu, câți din ăștia 3 din 10 chiar și cumpără? Câți din aia 7 din 10 care au zis că nu sunt interesați, cumpără? Urmează să aflăm, cu siguranță, în perioada următoare. E doar o provocare, te rog. Mulțumesc. Referitor la un alt interes pe care cu toții ni-l asumăm cumva, este vorba de acest interes față de asigurările pentru locuinți. Și oare de ce vine acest interes? De ce crește acest interes? Pentru că românii devin mai conștienți că se expun unor riscuri și nu puține. Și aici vorbim, de fapt, de un top al riscurilor de care se tem românii. De exemplu, pe primul loc este riscul de incendiu, care cu toții știm că este foarte activ în viețile noastre, foarte prezent, și cumva unul din doi români consideră că, la un moment dat, locuința ar putea fi afectată de către un incendiu. Vrei să facem un sondaj în sală? Te rog. Câți din 10 ai zis că se tem de incendiu? Aproape 4. 4? Nu, ca și interes. Care se tem, este unul din doi. Deci 56%, conform studiilor noastre. Bun, mai mult de jumate din noi se tem. Da. Vrei să fac un sondaj în sală, să-i întreb câți dintre cei din sală au un extintor acasă? Da. Eu cred că... Ok. Suntem mai puțin de jumate. Te rog, continuă. Da. Deci, mai aveți unul în mașină, dar s-ar putea să nu vă ajungă pentru un incendiu de locuință. Dar e bine că l-au și în mașină. Te rog. Referitor la riscuri, putem continua să facem o radiografie a acestor riscuri și dacă ne uităm la cifre... Stai un pic, am creat agitație. Da. Hai să lăsăm sala să liniștească un pic. Așa? Acum aș vând extintoare între ei. Ok, te rog, continuă. Cum spuneam, dacă ne referim la acest top al riscurilor de care se tem românii, putem face o radiografie și vedem că dacă ne uităm la primele 50 cele mai mari daune despăgubite de către asigurătorii membri UNSAR, o să aflăm că 40 dintre acestea sunt incendii. Generate de către incendii, exact. Și 10 de către cyber. Nu chiar. Glumesc. Nu chiar, vorbim de explozii, vorbim de alte riscuri. Bun. Ca să continuăm acest top al riscurilor, pe locul 2 se află riscul de furtună. Și ca să vă fac așa o comparație, dacă ne raportăm la anul 2014, conform datelor colectate la nivelul riscul acela pe care legiuitorul vrea să-l pună pe polița PAD. Da. Și dacă ne uităm la anul 2014, de exemplu, vedem că nivelul acestor despăgubiri a fost undeva la nivel de 5 milioane, în medie pe un an de zile, iar la raportat la anul 2020 a crescut la un nivel de 13 milioane. Deci cumva acest risc este prezent la fel în viețile noastre, este un risc de care se tem românii. Ce vreau să spun este de fapt că
Românii se tem de acest risc. Există soluția care funcționează în acest moment, și anume asigurările facultative de locuință. Și din moment ce avem aceste temeri, aceste riscuri de care se tem românii și avem și soluția care funcționează și vedem că se puteți dăune importante pentru aceste riscuri, nu ne rămâne decât să rămânem aproape de clienții noștri, să le înțelegem nevoile, să răspundem într-un mod simplist acestor nevoi și prin inovație simplificată, simplistă cumva și orientată către client, cu siguranță vom reuși să ne apropiem mai mult de clienții noștri. Ziceam de schimbări. Și aceste schimbări totodată aduc și oportunități. De exemplu, în perioada pandemiei am stat foarte mult pe acasă. Și acasă a devenit și birou, și loc de joacă, și grădiniță, și tot ce a fost nevoie. Dar totodată am avut și oportunitatea de a identifica noi soluții de asigurări. Asiguratorii au fost aproape de noi și cumva s-au acomodat și au revenit cu noi soluții și cu noi procese digitalizate, noi procese mai eficiente, și aici nu vorbesc doar de procesele de achiziție asigurărilor, ci și cele de instrumentele de daună, dosare de daună, ci și de despăgubiri și, de ce nu, consultanța post-daună. Și desigur că doar prin aceste evoluții la nivel tehnic și operațional vom putea să continuăm și pe drumul acesta, care nu este de fapt foarte ușor, dar cu siguranță vom ajunge să ne atingem și obiectivele propuse. Și îmi place să cred că inovând, simpli și orientat către client, cu siguranță vom reuși. Știi ce n-am găsit în ce ai spus tu acum? Locul acela în care respiri între două fraze. N-ai să vezi prea curând. Nu, pentru că am încercat să te întrerup ca să trec la subiectul următor, la cel al modificărilor legislative. O să-l rog pe Marius Laslo să ne spună ce modificări ar trebui aduse legislației secundare privind distribuția în asigurări, ca să permită o mai bună dezvoltare a pieței. Te-am prevenit că o să-ți pun întrebarea asta. Da. Nu știu dacă a ajuns și mesajul la tine. Dacă simți așa un element de surpriză, de la asta se trage. Nu e nicio problemă. Ok. Sunt învățat cu surprizele, așa că n-avem o problemă în zona asta. Nu știu, poate prima modificare care ar trebui să se producă în zona asta ar fi legată de acele documente care vin atașate poliței și care sunt premergătoare emiterii unei polițe. Ai fost și ieri în sală? Da. Dacă s-a discutat despre două lucruri. Unu, dacă printez, consumăm multă hârtie, dacă îl trimiți pe mail, e prea mare documentul și îl respinge serverul primitorului. E posibil și asta, dar putem lucra la lungimea documentului. Eu în spiritul ăsta aș fi avut o propunere. Se pot reduce dimensiunile acelor documente, eventual trecând lucrurile importante acolo. Simțim asta și din partea clienților, care de fiecare dată când interacționează cu colaboratorii noștri, îi întreabă sau, nu știu, le reclamă. Iarăși, 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 dar mi le-ați mai luat odată, dar de câte ori trebuie? Dar mi le-am dat odată. Asta ar fi una din zone. S-a spus aici, apropo de constatul amiabil electronic, eu cunosc companii sau persoane care deja l-au pregătit. Exact. Așteaptă numai modificarea legislativă. Ar ușura mult procesul și s-ar putea închide un cerc foarte simplu și plăcut pentru cei care n-au fost ieri alături de noi, ar compensa și lipsa talentului la desen tehnic al celor care fac schița de accident. Sigur, sigur, totul se face automat. Doar cu localizare geografică, decât iei niște pătrățele, da? Triunghiuri, le așezi într-o schiță a străzii. Și asta le închide foarte frumos cercul ăsta, zic, și ar reduce foarte mult stresul celor implicați într-un accident. Tot în zona IDD-ului am putea să discutăm și de asigurări de viață și de sănătate, în sensul în care acele documente să poată fi semnate și electronic de către clienții.
Da, știu. Iarăși consumă hârtie. Mă chinuie asigurătorul și plimbăm, cu semnătura cu pix. Exact. Și exact. Zic, am semnătura electronică, nu, suntem zice, în secolul 21. Nu e acceptată. Ar trebui să putem să facem asta. Asta e o modificare foarte simplă. Tot la modificări legislative, Cosmin Tudor e în bloc starturi acolo, mi-am adus aminte de faimoasa întrebare, ce modificări legislative ar fi necesară ca să permită o mai bună distribuire a polițelor PAD. Știu că ați acordat o foarte mare atenție colaborării cu brokerii și ați obținut succese dincolo de cele estimate esențial, dar ce modificare legislativă ar fi necesară ca să distribuim mai bine polițele PAD? Bună ziua! În primul rând, dacă este să ierarhizăm aceste modificări care sunt deja prinse într-o propunere de modificare a legii noastre, cred că primul lucru ar fi trecerea de la o poliță anuală, de la o poliță PAD anuală pe 12 luni, la o posibilitate de emitere multianual. Să avem o poliță pe 20 de ani, pe 30 de ani sau în funcție de la bancă și nu neapărat. Cred că aici va fi cel mai mare plus, din punctul meu de vedere, modificările care sunt prinse în această propunere. De ce spun asta? Pentru că, să zicem, în anul 2021, că am cifrele în minte, în portofoliu PAID au intrat 300.000 de locuințe noi. Într-un an ca 2021. 300.000. În același an, 250.000 din locuințele care erau asigurate nu s-au mai asigurat. Deci avem o rată de înlocuire colosală. Facem un plus de 300 și un minus de 250. Vă dați seama ce ar însemna dacă măcar o parte din acele 250 care n-au mai fost renoite ar fi fost polițe multianuale? Ar fi fost mult mai simplu să plătești o rată decât să stai să emiți o nouă poliță. Pentru mulți este dificil. Un mare avantaj ar fi din acest punct de vedere și pentru distribuitori. Pentru că acele costuri legate de emiterea unei polițe, consultanță, întâlnire cu clientul, semnat documente, s-ar întâmpla o singură dată și nu în fiecare an. Deci rămân la concluzia asta că cea mai importantă modificare ar fi cea cu 12 luni, sigur. În, așa se cheamă, PLX 237, e o propunere de modificare legislativă. Acolo mai sunt și alte lucruri care urmează a fi schimbate dacă legea se va adopta. Este riscul de furtună, într-adevăr, ca o acoperire suplimentară pe PAD, există distribuție directă prin broker fără mijlocirea unei companii de asigurare, există o deschidere a acționariatului PAID în afara companiilor de asigurare care practică riscuri de catastrofă, dar, repet, cel mai mare impact cred că îl va avea modificarea legată de polița multianuală. Asta e momentul pieței acum. Mulțumesc. Dinspre... Mai ține un pic microfonul. Da. Online-ul. Ce faceți cu online-ul? Știu că ați deschis posibilitatea de a subscrie direct. Da, avem într-adevăr un portal de vânzări online care merge încet, pentru că online e un lucru care merge încet în toată România. Și nu multianual. În asigurări și nu multianual. Pot să vă spun că avem 1600 de polițe într-un an de zile. Deci foarte puțin. Dar, repet, vânzările online de asigurări merg greu peste tot. Iar polița PAD, deși este o poliță obligatorie, ea nu este privită la fel ca elefantul lui Costi în țara asta. E privită tot ca pe o, e privită așa ca o poliță facultativă. Pentru că nefiind sancțiuni directe puse în practică, așa cum s-ar putea întâmpla dacă ești cu mașina neasigurată pe stradă, oamenii nu percep lucrurile așa. Și aici e mult de muncă. Deci avem online, este utilizat, investim foarte mult în performance marketing, în niște metode pe care eu personal nu le înțeleg, că n-am pregătire, dar avem oameni care se ocupă de chestia asta și ușor creștem producția asta de poliții online de la lună la lună, dar cu foarte puțin. Nu este deocamdată un canal semnificativ. Eric Barna, avem cum să accelerăm această vânzare a polițelor online? E o întrebare care mi-a rămas de la panelul trecut.
Da, povesteam tot ieri de integrarea platformelor. Și integrare nu numai cu platformele din industria de asigurări sau cu sistemele din industria de asigurări, ci și cu furnizori din alte zone. Ieri spuneam de RAR, Direcția de Evidență a Populației și așa mai departe. În cazul de față, da, poate fi o integrare între administrațiile locale cu PAID-ul și să se pună în practică amendarea celor care nu se acoperă. Nu. Dacă ați primi un astfel de proiect din partea statului român, ați fi gata să-l puneți în practică? Da, avem. Și în cât timp? Avem chiar o experiență plăcută. Acum câteva zile am lansat la Cluj o soluție pilot, ghișeu unic de obținere a autorizației de construcție, în care am integrat totul într-o soluție digitală, de la obținerea semnăturii electronice pentru cetățean, deci nu trebuie să părăsească platforma, până la integrare cu ANCPI și alte instituții ale statului, totul se întâmplă într-o singură platformă. Practic, am implementat ceea ce se cheamă principiul once only, ai dat odată datele tale ca și cetățean la oricare administrație ale statului, acele date nu mai trebuie inserate și beneficiezi de utilizarea celor date. Deci procesul se simplifică foarte mult. Mulțumesc frumos. Mai avem aproximativ 4 minute jumate. O concluzie a fiecăruia dintre dumneavoastră. Am să încep cu tine, că tot aveai microfonul în mână. Concluzia discuțiilor zilei de astăzi. Dacă ar fi ceva de reținut, un singur lucru, care ar fi acela? Scurt. Creșterea nivelului de profesionalizare printr-o abordare consultativă a pieței. Ajustarea cadrului legislativ. Am zis două. Okay. Și utilizarea tehnologiei. Cosmin Tudor, ce-ar fi de reținut din tot ce ai auzit discutându-se asigurători, brokeri, piață? Proba calității serviciilor. În asigurări e foarte greu să faci proba calității serviciilor. De asta nu se creează mai multă sete și mai multă nevoie de asigurări. Ca să nu copiez ce a spus Costi, se referă și la incidența scăzută a majorității polițelor facultative și stimularea consumului. Trebuie să plătim mai multe daune, mai repede, mai profesionist. Cred că pentru mine e cel mai important lucru acum. În felul ăsta se poate dezvolta piața. Dacă nu, cultura se creează în 100 de ani. Alina Bărbulescu? Pe lângă ce a spus Cosmin, pe lângă calitatea serviciilor oferite, aș menționa cumva inovație digitală și orientată către client, ca să ne ducă cât mai aproape de client și a răspunde în tocmai acestor noi nevoi mai digitale. Ok. Cerose la Chiriac? Eu m-aș opri la cuvântul adaptabilitate. Cred că în continuare ne așteaptă un an în care inflația și războiul care este aici la ușa noastră cumva și alte influențe sau alte modificări care pot să apară ne vor provoca și ceea ce ne va ajuta să continuăm să facem ceea ce știm noi mai bine și să facem eforturi pentru a fi mai bun în fiecare zi este această dorință de a ne adapta și de a rămâne în piață și de a fi performer, de a fi un câștigător indiferent de context. David Atomirescu? Având în vedere că de foarte mult timp și nu numai în acest eveniment s-a vorbit despre educație financiară și așa mai departe, eu aș trage următoarea concluzie: ca să fii educator trebuie să fii întâi tu educat. Și ca să fii educat, tu trebuie să te îndrepți în acele zone care îți aduc plus valoare ție și a ceea ce ești tu. Că te numești antreprenor, că te numești manager, general sau de middle, nu contează. Important este să fii atent la ceea ce înseamnă educația pentru a putea transmite valorile mai departe. Este esențial pentru piața noastră, se vorbește de foarte mult timp și esențial este ca toți factorii care sunt la această dată nu interesați, sunt cointeresați,
de un public consumator de calitate, trebuie să avem grijă ca noi să fim educatori, să ne educăm și pe urmă să mergem către consumatori și să le educăm, astfel încât să folosim un limbaj pe măsura capacității fiecărui client, consumator, ce te abordează sau pe care îl abordezi. Înainte de a ne pregăti, să ne pregătim noi înșine, Marius Laslo. Aș spune așa, parteneriat, colaborare, și asta ar trebui să fie între brokeri, asigurători, autorități, presă. Și aș mai spune pregătirea forței de vânzări. De obicei, ultimul care vorbește, ceilalți au luat o mare parte din idei. Care ar fi cel mai important lucru de reținut, Ioana? Fiecare persoană, fiecare entitate din această piață are rol de educator. Și fiecare dintre oamenii care activează ar trebui să conștientizeze acest rol pentru a putea educa consumatorul. Este însă un proces de durată pe care cred că trebuie să-l accelerăm. Mulțumesc frumos. Haideți să le dăm un rând de aplauze.